Bună ziua, domnule Roșca. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre evenimentul organizat de dumneavoastră? Da, bine v-am găsit. Suntem, aș spune, într-un moment destul de important pentru Valea Jiului în contextul acestei tranziții juste, care se focusează, unul din principalele obiective la tranziției juste în Valea Jiului este amprenta de carbon și un impact cât mai mic asupra mediului. Iar în aceste zile avem onoarea să-l avem alături de noi pe domnul Horneț, pentru că până la urmă un turism, o strategie de dezvoltare a Valea Jiului orientată pe segmentul de turism are o strânsă legătură cu partea de ecologie. Iar domnul Horneț, nu mai trebuie să spun nimic despre dânsul, o să-l invit să ne spună câteva cuvinte despre tehnologia patentată de dânsul și despre intențiile dânsului pentru Valea Jiului. Mulțumesc mult de invitație, domnule Roșca. Sunt onorat că sunt aici în mijlocul momârlanilor. Sper să am ocazia să mă torc un pic în timp și să trăiesc clipe din trecut. Nu doar să visăm de această origine a geto-dacilor. Noi, cei care suntem astăzi, va trebui să păstrăm cu sfințenie aceste locuri, așa cum ni le-a lăsat Dumnezeu și ni le-a lăsat strămoșii noștri, și să le ducem, să le dăm mai departe copiilor și urmașilor noștri. Am venit cu deosebită plăcere, pentru că eu mă lupt de mult de la toată zona minieră să punem în funcțiune, să lăsăm în funcțiune ceea ce am moștenit din regimul trecut. Sigur, eu am 50 de ani pe partea aceea, dar ca muncă am vreo 40 de ani, 30 de ani într-un regim, 30 de ani în socialism și 30 de ani în capitalism. Dar există astăzi un mare avantaj al României să se păstreze curată, pentru că are tehnologii și sunt doar aici. Sunt în România pentru că inventatorul sunt eu și le-am făcut aici și am 84 de modele de echipamente care putem să le folosim în totalitate la curățire, la mediu, la energie, în agricultură. Este păcat să nu le folosim atât timp cât trebuie să facem hrană curată, cât trebuie să avem locuri de muncă, să scăpăm de captivitatea din energie și electrică și termică și, desigur, să ne rezolvăm problema sănătății. Și mai avem încă o latură acum pe care am inițiat-o de curând, problema financiară. Facem pentru populație, pentru poporul român, anumite organizații care să ducă la o hrană sănătoasă, să ducă la un mediu curat, a spus, și la o energie ieftină, toate merg cumva spre această sănătate a populației. Pentru că noi suntem captivi și pe sănătate și sunt cele patru crize pe care trebuie să trăim cu ele astăzi, să le așteptăm, pentru că sunt ordonate de la Davos, de la nebunii lumii, cum îmi place mie să spun. Criza sanitară, știți că are face în curând 2 ani, da? 20 și 4 ani, da? De când a fost lansată. Avem criza financiară, avem, sigur, criza energetică care ne ține blocați și, desigur, vine criza alimentară. Deci ele sunt anunțate ca profunde până în 2027. Și trebuie să ne pregătim. Asta este. Dar vorbind despre ecologie, da? Eco trebuie să-l legăm strâns cu bio, că nu se poate unul fără altul. Facem noi hrană bio, dar trebuie și începutul și sfârșitul trebuie să înceapă și să se termine cu eco. Și tocmai că aici putem să armonizăm aceste lucruri și să facem din această zonă curățenie, să facem, o facem curată, să nu mai avem deșeuri pe nicăieri. Aici am umblat un pic și m-am zbătut și la legislație, să avem platforme de colectare voluntară, dar cea mai mare victorie cred eu că este aceea de a valorifica energetic deșeurile. Era interzis până acum, da? Erau doar dirijate pe trasabilitate, pe gropi de gunoi, se plimbau,
pe foarte mulți bani în România aceste deșeuri. Iată că a venit momentul, cred eu, să ne le folosim, să ne îmbunătățim în nivelul de viață, de trai, de sănătate, cu ajutorul propriilor noastre deșeuri. Pentru că avem energie și avem tehnologie să facem energie. Aș lega un pic lucrurile. În prezentarea evenimentului nostru am legat partea asta de eco, cum zice și domnul Horneț. Practic, ecoturismul pe care ne-l imaginăm noi în Valea Jiului are o foarte mare legătură cu conceptul domnului Horneț, eco-Hornet. Iar aici, noi în Valea Jiului chiar avem o oportunitate foarte mare pentru că domnul senator Rezmeriță este membru în Comisia de Energie. Împreună spunem noi că avem o șansă foarte mare ca pe viitor, cel puțin Valea Jiului, din punct de vedere strategic, să se alinieze la aceste tendințe și să facem într-adevăr tranziția justă către un turism sustenabil. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Da, îl cunosc pe domnul Rezmeriță, am fost și în emisiuni, împărtășim cam aceleași idei. Doamne ajută! Să mergem pe aceeași direcție și sper că vom reuși să facem. Aici cum ar suna ca Straja să fie prima stațiune din țară, din România, care, în care tot deșeul și tot, să nu spunem cuvântul ăsta urât, gunoiul, este transformat, este valorificat și amprenta lui în energie și în natură va fi zero. Asta ne dorim și ne dorim ca pe viitor, peste câțiva ani, să vă invităm la inaugurarea conceptului Eco Hornet în Valea Jiului. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența. Cu plăcere.